Mă numesc Denuța Mavroenidis și vreau să vă spun că am ajuns la centru de ajutor cu multe probleme în viața mea. Problemele erau de sănătate, probleme cu dureri la coloană, cu ganglion, cu granulom, cu multe probleme care erau atunci în viața mea. Aveam probleme în familie, exista probleme cu copilul care nu reușeam să mă mai înțeleg cu el. Atunci am ajuns aici și vreau să rezolv problemele. Am avut probleme spirituale. Eu eram o ființă care întotdeauna eram nervoasă, vorbeam urât, întotdeauna răspundeam, nu mă înțelegeam cu nimeni. Aveam momente în care eram foarte nervoasă și nu reușeam să mă liniștesc, nu reușeam să fac nimic ca să mă schimb. Așa am ajuns la centrul de ajutor, unde am învățat să pun în practică ceea ce se spunea la slujbe, ceea ce se propovăduia aici în cuvântul lui Dumnezeu, am început să practic în viața mea de zi cu zi. A venit și focul sfânt și atunci am sacrificat și astăzi viața mea s-a schimbat. Am primit răspuns și sunt un om fericit, un om împlinit, sunt liberă, sunt cu totul altă persoană. Nu mai am nicio problemă de sănătate, toate problemele s-au rezolvat prin credința și prin aceste slujbe de la centrul de ajutor.